Agenții economici din județul Giurgiu propun 158 de locuri de muncă vacante în perioada 22-28 iulie. Cele mai multe oferte se adresează persoanelor cu studii medii, profesionale și lucrătorilor calificați și necalificați. Astfel, sunt disponibile 126 de locuri de muncă în meserii ca bucătar, croitor, electrician, sudor, tâmplar, ambalator manual, confecționer, asamblor, articole din textile, lăcătuș, șofer și altele. Celelalte locuri de muncă disponibile, 32 la număr, sunt pentru persoane cu studii superioare și post-liceale. În această perioadă, pentru persoanele cu studii superioare și post-liceale, sunt oferite locuri de muncă în diverse meserii, spre exemplu, administrator, agent transporturi, asistent medical, contabil, inginer căi ferate, drumuri și poduri, inginer de cercetare în electronică aplicată, inginer construcții civile și industriale, inginer de cercetare în microelectrică, inginer în industria alimentară, inginer mecanic și inginer constructorii instalații. De asemenea, sunt oferite locuri de muncă în meseriile de instructor educație, ofițer bancar și profesor și secretar. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu reamintește tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă că pot consulta zilnic lista locurilor de muncă vacante la sediul AJOFM Giurgiu din municipiul Giurgiu, șoseaua București, bloc 202 pe 5 de mezanin sau pe site-ul instituției www.giurgiu.aneofm.ro.